Dragii noștri, iată că de o vreme în școli se pune mare accent pe dezvoltarea abilităților elevilor de a juca șah. Șahul, nu e așa, se dorește a fi o materie opțională. Nu toată lumea s-a născut învățat cu șahul. Noi am pornit de pe la filcăi, de pe la păcăliș, de pe la nu te supăra frate. Șahul e un sport greu, un joc greu. Și săracii profesorilor zice, bă, dacă trebuie să predăm și șahul în școli, suntem nevoiți să luăm meditații. Iată că în acest vlog o să iau și eu meditații de la Eric. Salut, Eric! Bună ziua! Bună ziua! Seara. Bună seara, nu contează. Eric care joacă șah de la ce vârstă? De la cam 5 ani, așa. Îți place jocul ăsta? Da, e interesant. Depinde cum continui. E ca un fel de bătălie, un fel de World of Tanks, numai că medieval, așa. World of Tanks al bunicilor noștri. Da. Da, aici la șah nu trebuie să ți-l upgradezi ca pe jocul ăla World of Tanks. Aici... E un joc și ieftin, nu? Că dacă ai cât costă o tablă de șah așa în medie? Estimativ cam vreo 30 de lei să fie. 30 de lei. Sunt și mai mici și mai mari. Și mai mici și mai mari, da. Și de 15 lei, dar sunt foarte micuțe. Poți să le ții în buzunar. Numai că pierzi piese. Șah de poș. Da. No, eu am zis așa, că dacă tu te știi că joci de atâta vreme în șah, să-mi explici și mie cât de cât, măcar să știu să pun piesele pe tablă. Deci avem tabla asta cu pătrățele, câte vreo? 64. Pe 8 ori 8, 64. Da, linii și coloane, linii ca un fel de matrice. O matrice, da? Aici da. Ai alfabetic până la H și aici ai... De la 1 la 8. De la 1 la 8, bun. Da. Se poate juca cu piese albe sau cu piese negre. Nu există gri, nu? Nu, din păcate noi nu suntem politically correct. Ce culoare vrei să ai? Alb. Deci, cu ce începem? Asta este o... Tură. O tură. Mai dăm o tură. Bun. Tura, adică turnul, din câte mai am văzut eu pe la alții, așa. Se pune la capete, nu? Da. Tura apără. Vezi că nu am găsit tură, dar am găsit un cal. Ai găsit un cal. Ni-ha-ha. Calul se pune lângă tură. Îi cheamă cumva pe cai, bubi sau... Nu am nume. Deocamdată. Regele nu i-a dat. Regele. Asta este nebun și se pune lângă cal. Nebun. Nebunul de alb. Nebunul de alb. Și te iubesc cu milă și cu groază. Tot ce-i al tău mi se cuvine. Nu știi? Nu. Ca un nebun de alb ce capturează Emery Kimre, folchistul nostru. Acum vine regele. Regele. Se pune regele nebun. Nebun. Bun. Și acum e o regulă specială că regina trebuie să aibă culoarea ei. Deci tu trebuie să o pui aici lângă rege. Pătrățelul alb, soția lui. Albă. Soția el. Da. Cam așa e și în căsnicie, cam așa. De la început e regina, regele, da? Și după aia regele e înlocuit cu nebunul. Da. Bun. Apoi vine celălalt nebun. Restul le pun eu simetric. Dă-mi-le mie. Da, stai că... Dăm ce ai alb. Vezi că cea mai importantă piesă de aici e și pionul, că cumva el apără tot pionul ăsta. Aici în față avem numai pion. Da. Deci ăștia sunt mai amărâți, mai mici. Aici în spate regii, reginele, nebunii. Da. 8 pion, da? Și ultimul cal. Da. Jocul de șah se poate termina la egalitate. Da, când rămân doi regi pe tablă și deci atunci se cheamă pat. Se cheamă pat. Da. Se trag lovituri de la 11 metri aici. Nu e ca la fotbal. Nu e ca la fotbal. Se aseamănă cu vreun alt joc? Șahul nu se aseamănă. Nu, șahul din păcate. Șahul e șah. E ceva diferit. E sportul minții? Da. Adică minți mult ca să... Nu. Din contră, trebuie să spui adevărul cât mai... Punguța e cea mai importantă, nu? Da. Bun. Și bănuiesc că se începe din față, nu? Da, cu pionii. Cu pionii. Poți să muți fie un pătrățel în față, fie două. Fie tu alegi. Două. Pentru început. Cu oricare dintre pioni. Și pionul merge numai câte o poziție? Numai câte o poziție, dacă ai început cu un pătrățel în față, tot așa continuă. Dacă ai început cu două, tot la fel. Deci regula e aceeași, numai la început e diferit. Bun. Și el merge și pe... Aia când trebuie să captureze. Tu ești așa... Și vii și mă iei așa pe diagonală. Ei, și tu ți-ai schimbat poziția. Bun, și rămân aici. Da, și după aia te tot muți. Și când ajungi aici, iar mă iei. E câte o mutare odată, da? Da. Păi să facem niște mutări, pat. Bun, tu doi, așa. Da. Regina cum mută? Regina? Păi să zicem că tu o ai aici. Ea poate să mute și așa, ca tura. Și așa ca nebunul. Și oricâte pătrățele ca să... Oricâte. Dar nu poate să sară, nu poate să facă așa. Regina aia, că nu-i regele mai sare. Dar regele tot timpul.
Da. Bun, hai să mai mutăm ceva, să mai mutăm niște pion, ca să după aia să vedem cum joacă celălalt, cum bine. Se mută celălalt. Am voie să mut orice altă piesă? Nu, merge doar ca pion. Și când am jucat șoh. Nu? Păi da. Dar poți acum cu alt... Cu ce piesă poți să ieși de acolo? Păi pot să ies cu calul, pot să ies cu nebunul. Cum să ieși cu calul? Că e în gard acolo. Păi da, dar calul sare gardul, că poate să-l sară. Deci mișcarea calului... Că nu are căpăstru. Care e? Așa. Deci el sare în L, așa, patru pătrățele, da? Mai șchioapătă, da. Bun, ai ieșit cu calul. Nu, da. Eu cu ce să ies? Tu poți să ieși tu cu calul sau... Ies cu Regina aici. Bine. Mai departe. Ce? Păi tu le-ai paletale, lasă-mi. Da? Deci da. Mi l-ai luat. Mi da. L-ai și înfurecat. Acum îți ameninți dama. Și în șah câteodată se consideră pionul un punct, tura 5 puncte, calul 3, nebunul 3, dama 9 și regele nu are valoare. Deci au puncte, da? Da. Dar la sfârșit oricum cine ia toate piesele, nu cine... Nu e chiar așa și varianta asta, dar cine dă șahmat când regele nu mai are loc de scăpare. Nu mai are, adică nu mai apără nimeni, nu da. Mai e amenințat de nimeni. Da. Lasă că ți arăt eu ție. Ba să nu mint că și pe mine a încercat Ticu să mă înveți odată. Uh-huh. Și apoi era să-mi dea cu șahul în cap, că mi-am jucat de două ori și nu eram atent. Păi da, tu nu știi. Nu uite ce fac eu acum. Ia. Cu regina, da? E bine la șah să fii epilat. Nu? Eu nu sub braț, că dacă e vară și îți atingi așa adversarul, l-ai nenorocit. Da, normal. Da. Ți l-a luat tata? Da. Ți l-a luat. Aia e. Da, aia e, aia e, aia e. Aha. Și poți să te retragi, nu? Da. La loc. Uh-huh. Bun. Hai, mișcă-ți. Mai departe. Mișcă-ți nebunii. Ți-am dat șah. Ce mi-ai dat? Șah. Mi-ai dat șah. Păi nu, ai zis că ți-l duci înapoi după ce mă înveți. A, da. Mi-ai dat șah la rege. Da, rege. Repede voi, generația tânără, ne... Țineți în șah, toată viața de țineți. Și eu pot să fac așa, nu? Da, se poate. Bun. Dar eu ți-au tura. E normal că le iei, că-s piesele tale, mă. No, și eu ți-au calul. Cum? Nu poți să mergi înapoi. Dar ce ne-am zice? Pionii avansează, sunt ca niște soldați pe front. Ei de trebuie să ajungă din poziția A în punctul B. Bă, dar noi ce armată avem? Deci nu. Deci te-ai băgat cu calul la mine în hergherie, da. Așa. Dă-i mă o copită. Nioho, nioho. No, și eu ce fac? Că tot mă ameninți de aceea, așa-i? Păi, nu. Păi niciun nu. Încerci. Dacă mut acimnile ei cu ăsta, da, mai bine ți-l iau. Numai să nu vii cu calul, dați mă în calul. Am variante. Aici e ca la X0, numai un pic mai greu. Dar m-am prins. Bă, stai un pic. Și regina se poate lua. Da. Deci eu dacă fac acest și ți-l iau pe ăsta, tu mi-e regina cu calul? Da. No. Mersi. Mersi. Imediat ar sări pe regină. Și ăștia tineri. No, că ți l-a luat tata. Vai. Am și eu două. Na, asta este. Ți-am luat regina. Ți-am luat regina. Yes, o luat regina. Au rămas cu nebunul regele, se distrează. A, păi că nu ți-o lua eu un pion de aici. Numai să am și eu tri. A? Treaba ta. Nici o treaba mea. L-am luat și pe ăsta. Că puteai să-l lași acolo, că doar nebunul să înțeleg. Ce, ți-o fost frică că sare de pe turn nebunul? Da! Și l-ai pe conștiință? Foarte. Ia să iasă un pic tata cu căluțul. Nihoho. Nihoho. Șah. Ce șah? Mai zice și alte cuvinte. Nu se poate. Așa e când e regele atacat de o piesă. Trebuie să zici șah? Da. Nu vreau. Nu se poate. Așa sunt regulile. Deși șahul are reguli. Adică... Aici la șah te enervezi, sari, da. Arunci cu piese, bați cu... Poți să te și enervezi, dar nu e recomandat. Că după aia te deconcentrezi și pierzi partida. Șah la nebun. Nu există. Nu există. Nu. Dar de ce ți-l sacrifici? De ce ți l-ai sacrificat? Păi, trebuie să decizi. Bine, mă. Hai cu calul. Șah. La tură? Mai lipsea un patrățel nou. E aproape șah, nu? Șah. Nu există rotunjiri. Nu se poate. Șah fără un chic. Nu, nică. Am și eu cinci. Am cinci. Bravo. Laco, laco, aie. Ioi! Nu s-a întâmplat să zici, bă, îți dau 5 lei, lasă-mă că am fost prost, îți dau 5 lei, numai să mut. Se joacă șah pe bani. În parcul mare, da.
Dar n-am ajuns la nivelul ăla. Adică trebuie să fii la pensie. Trebuie să ai experiență. Să nu trebuie cu... să fii neapărat la pensie. Dar da, trebuie să ai să experiență. joci cu Neumart. De Și exemplu, cu ăla. tatăl tău, Vlaicu Crișan, câtă experiență are? De câți ani joacă? Foarte multă. De prin liceu s-a apucat de dezlegări, juca până de la gimnazială și acum tot dezlegări face. Dezlegările fiind... Niște, îți dă pe tablă, îți pune niște piese pe tablă și te întreabă cum îi dai mat unui rege de o culoare și tu trebuie să zici acolo pe ce câmpuri mută. Și el acolo e campion? E campion foarte mare, mondial aș zice, campion mondial. Internațional chiar. Au fost, aici ați două secțiuni, la dezlegări și la propunere, așa e? Probleme. Probleme. Compoziție, la da. Compoziție. El a fost la compoziție. A fost și la compoziție, a fost și la probleme, la de toate. Nu. Numai la Blitz, nu. La, la Blitz, Blitz nu-i la place. Blitz, nu. Blitz. Că la Blitz am făcut noi reclamă. La Blitz am făcut noi reclamă. Nu. La trecut. I-a trecut. Nu, mai mute în ceva. Bă, dar trebuie să ai o viziune aici, măi, omule bun. Eu mă concentrez așa pe o piesă, două și unde se aduce, cum se aduce. Păi cam așa, băi, numai că trebuie să gândești și în plan de ansamblu. Trebuie să gândești. Șah. Șah. Hai că ți-l iau pe căluț, dacă nu ți-l muți, du-l de aici că o fac cu balegă. Am să-l duc, stai liniștit. Nu. Numai că eu n-am ce-ți lua cu tura asta a mea, nici cu pionul, nici nu mă pot mișca aici, nu, nu știu. Chiar așa? Chiar așa ce? Pe ți-l iau. Eu ia, nu iau, că nu, ce se mai... Nu mai îmi poți da două albe de-a mele și-ți dau eu. Păi trebuie să ajungi cu pionii tăi albe aici, ca să ți-l transform. Nu, aici e într-un șah, așa? Da. Aici, bun. Minunat. Și șah. Cât poate dura o partidă de șah? Păi, vezi că ești în șah de la tura. Iai. Asta n-am văzut-o. Șah. I-am lăsat. Gol. Regele e gol, nu? Afirmativ. Mulțumesc frumos pentru această expunere. Cu plăcere. Propun că o să studiez tema. Pe această cale solicităm Ministerului Educației, nu-i așa, să bagem programă pe lângă șah și bridge-ul și alte jocuri ale minții, care fac bine. Nu ești toată ziua pe telefon. Și sportul ăla de anduranță e bun, dar mai trebuie să ne antrenăm și creierul. Uite, pe mine m-ai deschis un pic la minte, Eric. Mă bucur. Cred că dacă aș mai exersa și eu, aș putea să, nu să câștig, dar să pierd mai greu. Succes!